Vă spun, cel mai periculos e că ajungem să considerăm normale tot felul de prostii, de absurdități, de anomalii. Cum adică fața unuia dintr-un partid să fie pe corturile de campanie ale altei formațiuni politice? Pe bune, vă dați seama de ridicolul acestui fapt? Și nu e vorba de un tip oarecare, ci de unul care a fost președinte de partid și premier. Mă gândesc că, na, dacă îl chem pe Tony Blair și vrei să o arzi politic foarte european, păi atunci întreabă-l pe Blair cam cât de ok e să fii într-un partid, dar să-ți apară moaca pe corturile altei formațiuni politice. Nu mi-au cerut aprobarea și nici nu sunt de acord cu asta. Măcar nu mai spuneți nimic, serios, domnule Ponta, vă faceți de râs. Chiar nu înțelegeți cât de jenant e momentul? Un alt partid își face campanie cu meclama tale. Ce e atât de greu de priceput? Nu mai spun de prosteala asta. Ponta e întrebat de povestea cu poza lui folosită de PRU, iar el spune ceva despre faptul că s-a întâlnit la un restaurant cu Bogdan Diaconu ăla, că l-a salutat și atât. Ce-ai, mă? Am fost la masă cu domnul Daniel Constantin, cu domnul Băniceu, cu alți prieteni. La un moment dat a apărut și domnul Diaconu, cu care ne-am salutat, am vorbit, că ne știm de foarte mulți ani. N-am făcut alianță, n-am făcut politică, n-am făcut nimic. Am trecut de faza cu friptura, domnul prim-ministru. Am trecut de partea cu friptura. Am trecut de friptura, domnul prim-ministru. Am trecut de friptură, iertați-mă. Suntem la sărmăluțe, domnul Ponta, da, hai, mai mâncați că vine tortul. Cu tot cu cireașă, chiar să vă arăt și cireașa de pe tort. Salariul minim de 2.000 de lei, angajarea 50.000 de șomeri și construirea 8 spitale regionale în cel mai scurt timp. Acestea sunt doar câteva dintre prioritățile Partidului România Unită, cuprinse în programul de guvernare. Ca să-l pună în aplicare, partidul îl susține pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Hai, Victore, că ți-au făcut ăștia programul de guvernare. Păi nu, practic nu trebuie decât să te apuci de treabă. Doamne, ce jenant! La fel de penibil ca asta. Ați primit de la doamna Chiove și vreo bufniță ceva? Nu pot să vă răspund la aceste întrebări. Care țin de viața... Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru! Adică v-a dat sau cum? Și de unde asta cu bufnițele făcute cadou la toți? Chiove și e o nebună care împarte bufnițe cum împărțeau partidele găleți în campanie? Da, ci că dumneavoastră ați primit bufnițe de la Chiove și... Nu? Ah, să știți că a dat la toată lumea, da. Dacă n-ați primit, înseamnă că dumneavoastră sunteți mai fraier, așa.